În primele 8 luni ale acestui an, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a înregistrat numai puțin de 93.100 de vizitatori, o cifră impresionantă care depășește deja numărul total de turiști înregistrați de-a lungul întregului an 2013, aproximativ 90.500. În prezent, cea mai aglomerată lună a fost august, cu peste 30.000 de vizitatori, dublu în comparație cu aceeași lună a anului trecut, când s-au înregistrat sub 15.000 de vizite. Creșterea spectaculoasă de turiști la Muzeul Unirii din Alba în luna august poate fi pusă și pe seama numeroase manifestări culturale desfășurate în interiorul cetății, dar și pe atracția oferită în fiecare vineri de Legiunea 13 Gemina de la Apulum și Lupii Apulonului, două trupe de Rinecman care au luat naștere în urma unor proiecte inițiate de Muzeul Alba Iulian. Dacă adăugăm aici spectacolul unic oferit de schimbul gărzii medievale al cetății Alba Carolina, rețeta succesului este completă.